Șoferii de microbuz ar putea da primăria în judecată. Ei susțin că decizia de a anula mai multe rute de microbuz este politică și afirmă că sute de oameni vor rămâne fără locuri de muncă. Primarul însă nu cedează și îndeamnă să se angajeze la troleibuze. Astăzi șoferii au avut o rundă de discuții cu primarul, care nu a trecut fără scântei. În cazul când lumea rămâne șomer, pe cine să creadă? Cel care ne taie picioarele sau cel care spune adevărul? De unde noi să știm? Dumneavoastră ne tăieți picioarele. Da. Într-o zi ați făcut și ați tăiat picioarele. La 200 de autobuze și trolebuze se șortească încă 7 milioane de euro. Iată întrebarea în ce constă și lor le îngrâne de voi. Aplaudăm minciuni și cu cât e mai mare minciuna, cu atât mai puternice sunt aplauzele. Întrebați oamenii, șoferii, cu 5 lei se va respecta? Pe scaunii, ia ca întrebați-le. De ce nu? De atâta că dumneavoastră nu vă-i convenabil. Da, noi înțelegem, aveți alegeri. Pe ruta 110, care este în listă introdusă pentru a fi anulată, lucrează, sunt plasate 44 de mașini, 2 șoferi la fiecare mașină, 88 de conducători auto, plus familiile, 277-280 de oameni. Ce facem noi cu oamenii aceștia? Deja drum înapoi nu-i. O parte dintre angajații sau dintre șoferii de pe unitățile de transport care au categoria necesară se poate pretinde sau se poate solicita un loc ca șofer la parc urban sau la regia transport electric. Întrebare din sală, de ce nu sunt amendate trolebusele pentru supraîncărcare? Trolebusele sunt prevăzute din capul locului pentru 20 de pasageri sau 30 pe scaune și 100 în picioare. La autobuze la fel. Haideți să fim serioși. Tariful trebuie pus la Consiliul Municipal, dar lichidarea rutelor. Luați decizii dumneavoastră. Și iarăși ei pensionierii și-ați cumpărat trolebuze și nu știați mai făcut acolo. Apă, că nu e apă, că e caldă, că e răși. Asta e altă întrebare. După mai multe ore de discuții, pentru că nu s-a ajuns la o înțelegere, dezamăgiți, șoferii au început să părăsească sala chiar în timp ce Chirtoacă vorbea. Alte întrebări, vă rog. Sușerusc sunt solidari, înțelegi? Și noi așa care mai lucram, am fost solidari cu ei care au zoburit greva. Am o să vedem partea opusă. O să fie solidari cu ei care se scoși din lucru. Cum au spus toți pentru unul și unul pentru toți. Deocamdată nu se știe dacă șoferii de pe rutele care nu au fost anulate vor renunța la greva începută acum 6 zile. Scandalul a pornit după ce acum o săptămână și jumătate un microbus care circula pe ruta 155 s-a răsturnat. 11 persoane fiind rănite, iar peste 2 zile un alt microbuz a lovit mortal o fetiță de 5 ani. Ambii șoferi sunt cercetați penal. Ulterior, poliția a făcut razii la stațiile Terminus, iar o parte din șoferi au intrat în grevă. Ieri primarul a anunțat că o treime din rutele de microbuz vor fi anulate, iar celelalte redirecționate, astfel ca prin centrul capitalei să nu mai circule niciun microbuz.